Bună tuturor, sunt Tudor și vă urez bun venit la prima ediție a vlogului La Taclale Culturale, un vlog marca Republica Critica. Pentru această prima ediție m-am gândit să vă vorbesc nu foarte mult despre unul dintre spectacolele pe care le-am văzut online în ultimul timp. Astăzi o să vă vorbesc puțin despre spectacolul Peretele, o producție a Teatrului Metropolis, o comedie muzicală explozivă, un spectacol excepțional pe care l-am văzut și online de curând, în niște condiții de înregistrare excelente, dar l-am văzut și live, cu vreo 2-3 ani în urmă, din sală, de pe scaunul Teatrului Metropolis și mi-a dat o stare foarte bună. Dar parcă o stare și mai bună mi-a dat această variantă online. O să aflați de ce dacă urmăriți acest vlog. Este un spectacol pe un text, pe o piesă de Lia Bugnar, regizat de Lia Bugnar și, după cum am spus, este produs de Teatrul Metropolis. Muzica originală este creată de Vlaicu Golcea. Este un spectacol plin de energie, plin de voie bună, care te face să te simți bine și cred că este nevoie de asemenea spectacole, de asemenea evenimente, fie ele și online în această perioadă, ca să ne mai dea puțin încredere în noi înșine, în puterea noastră de a rezista și de a merge mai departe prin râs, prin zâmbet, prin simțul umorului care ne caracterizează poporul atât de bine. Vreau să încep prin a spune că în teatru, noi așa am învățat, în teatru un minut pe scenă este o eternitate, este enorm. Se pot întâmpla 100 și 1000 de lucruri în acel minut, pentru că este puțin altă realitate decât aceasta în care ne ducem noi viețile. E, vă dați seama ce înseamnă pentru un actor, pentru actori, actorii români, 12 luni de stat departe de scenă, de neurcat pe scândura sfântă a scenei, cum o numesc ei, înseamnă 525 de... Stați puțin că notasem undeva. 525.600 de minute. 525.600 de eternități. Că spuneam că un minut este o eternitate pe scenă. Enorm. Enorm, adică mă gândesc cum mă simt eu ca spectator, că nu am mai fost de atâta timp la teatru și nu am mai simțit vibrația aia venind din jurul meu, pentru că este o experiență să vezi teatru, să vezi spectacole înconjurat de alți oameni. Se creează așa o energie comună, nu mai zic de energia care vine dinspre scenă. Așadar, nu-mi închipui cum se pot simți oamenii aceia care poate de un an sau mai bine nu au mai urcat pe scenă. E cumplit. E cumplit. Dar este bine că totuși se mai ține s-au ținut și se țin încă evenimente online. Iată, în ultimul timp au început să se redeschidă teatrele, să sperăm că va rămâne așa, că pandemia se va retrage ușor-ușor și vom reuși să revenim în sală. Acum, spuneam că pentru un actor este crunt să stea departe de scenă. De ce? Pentru că scena aia îți dă o energie, are o magie specială. Eu nu sunt actor, eu am absolvit teatrologie la UNATC. Dar am cochetat și-o puțin cu actoria, căci cred că este nevoie ca și critic de teatru să cunoști dedesubturile actoriei și nu doar din punct de vedere teoretic scris, ci să dai cu nasul de niște lucruri, să simți emoția aia a întâlnirii cu publicul, să simți emoția negativă care îți taie picioarele atunci când uiți textul și te întrebi, Doamne, ce fac în continuare, cum să vezi, totul trebuie să se întâmple într-o fracțiune de secundă. Trebuie să știi toate aceste lucruri și, din nou, cum am spus, nu doar la nivel teoretic. Trebuie să dai cu nasul de el, să le experimentezi. Pentru că altfel scrii după ce, altfel lauzi un spectacol, altfel îl îngropi, dacă este necesar, există și cazuri de spectacole mai puțin reușite care nu trebuie promovate, nu trebuie lăudate, dar trebuie să știi bucătăria asta din spate, la modul practic. Așadar, eu nu sunt actor, nu pretind, că niciodată n-am pretins că aș fi actor, dar am cochetat cu scena și știu ce înseamnă să urci pe ea, știu ce înseamnă să nu mai urci pe scenă foarte mult timp, foarte multe luni la rând, mulți ani la rând, simți așa că s-a rupt ceva din tine, pentru că scena aia îți dă o motivație de a trăi, de a merge mai departe și pot doar să-mi imaginez ce înseamnă pentru un actor să lipsească nu doar de la locul de muncă, ci de la locul de unde trăiește. Pentru că oamenii nu pot să facă altceva. Poate că știu să facă altceva, dar nu pot face altceva. Teatrul le dă o rațiune de a trăi, de a merge mai departe.
Așadar, trebuie mereu să ne gândim că artiștii, da, se hrănesc la modul metaforic, cu aplauze, cu energia publicului, dar trebuie să și hrănească la modul foarte real, să mănânce, să bea. Deci au nevoie de aceste lucruri de bază. Vezi piramida lui Maslow, apropo, de nevoile de bază. Da? Deci să nu uităm că au nevoie să fie plătiți, pentru că lucrurile astea nu se dau, nu se plătesc cu aplauze și cu energie, ci cu bani. Vorbesc de mâncare, nu? De alimente, trebuie să-și plătească utilități, trebuie să aibă un acoperiș deasupra casei și unul ca lumea, mai mult decât de ce, nu? Așadar, ca să intru puțin și în zona asta mai delicată a politicii, domnilor guvernanți, vă place să mergeți la teatru, la operă, la balet, la concerte, da? Vă place să vedeți spectacole? Ok, la teatru poate că nu mergeți întotdeauna să vedeți Hamlet sau lucruri foarte profunde. Poate vedeți să vedeți o comedie ușurică. Ei, comedia aia ușurică, cum o denumiți voi, este interpretată de niște oameni, de niște actori. În spatele acestor actori stau niște tehnicieni, niște regizori. Toți acești oameni trebuie plătiți, da? E, ca să puteți merge în continuare la teatru, la operă, la spectacole și să-i aplaudați pe oamenii ăștia și să vă simțiți voi bine, mai întâi trebuie să vă aduceți aminte că ei trebuie să se simtă bine, trebuie să se simtă respectați, trebuie să fie plătiți, trebuie ca munca lor să fie recunoscută și nu doar prin aplauzele voastre, ci și prin remunerații. Veni la spectacolul Peretele al Liei Bugnar de la Teatrul Metropolis. O să-mi scot repede telefonul să citesc distribuția, pentru că este una mare și nu vreau să ratez pe nimeni. Ar fi păcat să ratez pe cineva, numai puțin. Deci Peretele Online este un spectacol care a avut loc în data de 15 ianuarie 2021 în condiții de înregistrare excelente. Deci eu l-am văzut pe ecran de laptop, pentru că nu am vrut să-l văd pe televizor, mă simt mai aproape, având laptop în față. Un ecran mic, o calitate excelentă și cei care l-au văzut pe ecrane mai mare au fost foarte mulțumiți. Și distribuția aceasta extraordinară și impresionantă ca număr, pe care vreau să o citesc, este formată din următorii actori: Adriana Trandafir, Gabriela Popescu, Natalia Călin, Ilona Brezoianu, Alexandra Sălceanu, Raluca Ghervan, Andrada Corlat, Marius Manole, Cătălin Babliuc, Angel Damian. O distribuție cu nume sonore din Teatrul Românesc Contemporan, actori tineri, actori mai puțin tineri ca vârstă, dar tineri mereu în spirit. Evident, capete de afiș doamnele Adriana Trandafir și Gabriela Popescu, care fac două roluri absolut senzaționale. De altfel, întreaga piesă ca text și întregul spectacol ca manifestare scenică sunt deosebite. Poate că cei care l-ați văzut, poate că nu toți veți fi de acord cu mine. Unii poate veți spune, ce-a fost, ce spectacolul ăsta așa, ce cu comedia asta superficială. Da, poate așa părea la, în primă vedere, o comedie superficială. Poate faptul că are această înclinație muzicală de musical, poate că o face să, vă face să o priviți mai cu neîncredere. Este un text foarte bun, este un text care vorbește despre viață, despre moarte, despre diversele clase sociale, despre diferențele dintre clasele sociale, despre asemănările dintre noi, dintre fiecare dintre noi. Cred că la un moment dat chiar m-am gândit că e replica aceea din Hamlet legată de asemănarea după moarte dintre un rege și un cerșetor, vorba aceea, că ei devin, cum spune Shakespeare, devin cină pentru viermi, pentru săracii viermi. Deci nu, acei viermi care mănâncă rămășițele omenești, ei nu mai fac diferența de clasă socială. Și acest spectacol, acest text al Liei Bugnar și acest spectacol pune această problemă a asemănărilor și deosebirilor dintre oameni din diverse clase sociale. Avem, pe de-o parte, prostituatele în partea dreaptă a scenei, pentru cine a văzut spectacolul, și în partea stângă o familie de îmbogățiți, de parveniți, care se chinuie să trăiască, se chinuie să moară, unul din personaje se chinuie să moară și parcă nu mai moară odată. Pe partea cealaltă, la
în cuibul prostituatelor, un copil se chinuie să vină pe lume și parcă nu mai vine pe lume, este așa o întreagă așteptare timp de aproape 3 ore, o întreagă așteptare care este construită foarte bine din punct de vedere al tensiunii și te ține cu sufletul la gură. E aproape, să spun că e ca un roman polițist. Vrei să știi ce se întâmplă, vrei să știi cine este făptașul anumitor acțiuni. Nu vreau să vă dau spoilere, ca să zic așa. Mergeți să vedeți spectacolul de îndată ce se va putea, de îndată ce vom reveni în săli. Și poate, de ce nu, de îndată ce se va reda online, dacă, Doamne ferește, nu se va putea reveni ca spectator live, poate vom avea șansa și norocul, teatrule Metropolis și, dragă doamnă Lia Bugnar și dragi actori, dacă se poate să redați acest spectacol online, poate chiar și pentru cei care nu vor ajunge în București sau ajung mai greu, să-l mai transmiteți online și altă dată. Așadar, un spectacol care vorbește despre viață, despre moarte, despre foarte multe lucruri, o muzică foarte antrenantă, care o muzică originală, după cum am spus, de Vlaicu Golcea. Există acolo și un pasaj reinterpretat. Aș putea spune că este tot original, este o reinterpretare a celebrei melodii Shareiman. Este, cred, melodia mea preferată din tot spectacolul. Este ca o incantație. Este, da, o să ajung la acel moment imediat. Vreau să spun că privind acest spectacol, atât live, când a fost cazul în sală, cât și acum online, am avut senzația că văd, că aud, că urmăresc influențe din Matca lui Sorescu, pentru cine a citit-o, pentru cine nu, vă recomand să o citiți și după aia mai vorbim. Avem acest bătrân care moare într-o cameră, se chinuie să moară și pe partea cealaltă avem copilul care se chinuie să iasă din acea tânără, să intre în această lume, să se ia în piept cu această lume mai mult sau mai puțin veselă, mai mult sau mai puțin ușoară. Avem de-a face, cred eu, și cu un spectacol cu implicații mistice, mitice. Avem cele trei prostituate care veghează la nașterea copilului celei de-a patra prostituate. Și aceste trei prostituate parcă le văd ca pe trei zâne, cele trei ursitoare bune din legendele românești și nu numai. Aici aș putea să intervin, să fac o scurtă paranteză. Paradoxal, curvele devin, iertați-mi cuvântul, nu foarte elegant, curve, dar ele devin zâne, devin un personaj pozitiv, personaj colectiv pozitiv, aproape ca romantism. Atunci când personajele diforme erau arătate cu partea lor frumoasă, cu sufletul lor bun, iar personajele frumoase fizic deveneau diforme sufletesc, spiritual. Foarte interesantă această paralelă pe care, nu știu dacă a făcut-o sau nu conștient, autoarea, Lia Bugnar. Din nou, rezonanțe de-astea mistice, mitice de bazmare și numărul, cifra 3. 3 ursitoare, 3 prostituate care veghează cumva asupra acestei bune vestiri, acestei bune venire a copilului în această lume mai mult sau mai puțin câinoasă, mai mult sau mai puțin dură. Maftea, personajul Gabrielei Popescu, excelent interpretat, plină de viață, cu o voce frumoasă, actrița se mișcă, dansează, e o spumă, este o șampanie cu adevărat. Deci Maftea, acest personaj misterios, mă duce cu gândul cumva la Sfânta Vineri, la înțelepciunea acelui personaj din bazmele românești, care chiar are posibilitatea să se transforme într-o zână frumoasă, tânără, în acea scenă în care cântă și dansează cu preotul interpretat de Angel Damian. Apoi, din nou, numele celorlalte două prostituate, Arteziana și Aspazia, dacă nu mă înșel, cred că acestea sunt numele corecte, și acestea au așa nume, bine, Arteziana nu intru în semnificația mai puțin elegantă a numelui și legată de profesiunea domnișoarei, dar Arteziana, Aspazia, Maftea, iată ce rezonanțe de nume
de basm, de poveste, din alt univers, nu din cel real. Chiar aș putea spune că aceste trei prostituate m-au dus cu gândul la cele trei zâne simpatice din desenul animat Frumoasa din pădurea adormită a lui Disney, acele trei zăpăcite care încearcă să aibă grijă de Aurora. Și aici intervine acest moment preferat al meu muzical, Shahriman, reinterpretarea celebrei melodii pe care o cânta Romy Capuceanu, care devine un fel de incantație prin care cele trei ursitoare roagă copilul să iasă din pântecele mamei și să vină pe lume. Iată, o altă rezonanță în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Deci, uite câte valențe are acest text românesc contemporan. Unul dintre cele mai importante texte dramaturgice românești contemporane din câte am citit și văzut eu. Vă spun sincer, puteți fi de acord cu mine sau nu, puteți să dați cu ouă cu roșii, este o părere personală și sper că o mai împărtășesc totuși și alții. Pe de altă parte, avem cealaltă încăpere, cum spuneam, cu familia aceasta îmbogățită, acești parveniți, care încearcă să... a cărui bătrân încearcă să moară și nu mai poate. Și avem imaginea hoaștei bătrâne, că așa este numit personajul, interpretat excelent de Adriana Trandafir, care la un moment dat scoate ca un fel de baghetă magică din poșetă un obiect sexual. Nu vă spun despre ce este vorba, o să vedeți. Sau poate deja v-ați făcut o idee. Deci această baghetă magică, care este o jucărie sexuală, ce mai, dă și mai mult, subliniază și mai mult această tentă de bazm sexualizat, un lucru foarte interesant pe care eu nu l-am mai întâlnit în dramaturgia românească și nici până acum, nici în cea universală. Iată așadar câte valențe poate să aibă acest spectacol. Un spectacol în care Marius Manole cântă, dansează, în care Gabriela Popescu șetalează această energie debordantă pe care o are de când o știu eu, de când am văzut-o și care am admirat. Deci această energie pe care eu am admirat-o la ea de când am văzut-o prima dată, când vorbea, eram de o șchioapă și am văzut spectacolul Escu la Teatru de Comedie. Adriana Trandafir, o actriță excelentă, pe care mă bucur să o văd din ce în ce mai mult exploatată la modul pozitiv în spectacole, pentru că este o actriță cu o energie interioară extraordinară, o actriță locomotivă, așa cum mi se spunea pe vremuri doamnei Tamara Buciuceanu. Dar fiecare dintre acești actori își are partea lui. Sunt actori tineri, mai puțin tineri, din diverse generații, uniți sub puterea creatoare a Liei Bugnar. Voi scrie și o cronică mai pe larg despre acest spectacol pe care vă voi invita să o citiți pe site-ul meu www.republicacritica.ro. Cam asta a fost prima noastră întâlnire la vlogul Ataclale Culturale, un vlog marca Republica Critica. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați click pe butoanele alea subscribe și clopoțel ca să fiți la curent și cu următoarele noastre ediții. Și țineți aproape, pentru că urmează niște vloguri dedicate cărților, dedicate unor teme artistice și culturale mai puțin cunoscute și întâlnite la noi în țară și mai ales pe canalele YouTube românești. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, à bon entendeur, salut!